Greșelile sunt prețul pe care îl plătim pentru o viață plină. Înconjoară-te întotdeauna de oamenii pe care îi placi, oamenii cu care poți avea o conversație plăcută, de la care ai ce să înveți. Trebuie să te bucuri de viață. Este important să faci asta, deoarece te face să gândești pozitiv. Nu frumusețea hotărăște pe cine iubim, ci iubirea hotărăște pe cine considerăm frumos. Fantezia bărbatului este cea mai bună armă a femeii. Frumusețea este ceea ce te simți în interior și ea este cea care se reflectă în ochii tăi. Nu este ceva care ține de fizic. Dacă nu ai plâns, n-ai cum să ai ochii frumoși. Mama mi-a zis să calc mândră și dreaptă, ca și cum lumea întreagă ar fi a mea. O femeie vrea să fie sexy, dar trebuie să se simtă și confortabil în ceea ce poartă. Atunci când ești mamă, nu ești cu adevărat niciodată singură în gândurile tale. O mamă trebuie să gândească întotdeauna de două ori, o dată pentru ea și o dată pentru copilul ei. Nu este de ajuns să fii frumoasă. Trebuie să strălucești, să te distrezi, să-ți folosești creierul, dacă ai unul. Să reușești într-o profesie dificilă necesită o încredere oarbă în tine însuți. Tocmai de aceea, oamenii aproape lipsiți de talent, dar care cred în ei, ajung deseori mult mai departe decât unii care au talent, dar nu au încredere. Am avut mulți bărbați de-a lungul vieții mele, dar cei mai buni au fost aceia pe care i-am respins.